Și anul nou începe cu scandaluri în coaliția de guvernare care stă pe un butoi cu tulbure. Evident, vin alegerile. Am văzut liderul PSD, Mihai Tudose, îl critica pe președintele PNL, Nicolae Ciucă, despre care spunea că joacă cu siguranță în alt film și nu e bun pentru funcția de președinte al României. De asemenea, Marcel Ciolacu refuză să facă demiterile cerute de Marcel Boloș la ANAF și Autoritatea Vamală și tot Marcel Ciolacu anunță și câteva reguli pentru conviețuirea cu liberalii. Discutăm despre acest subiect împreună cu domnul Robert Sighiartău, vicepreședinte al Partidului Național Liberal. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru intervenția noastră prin telefon și la mulți ani! Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație și vreau să-i salut pe toți telespectatorii B1 și să le urez un an bun cu multă sănătate. Domnule Sighiartău, iată că nici bine n-a început anul nou, nici bine nu v-ați întors, de fapt nici nu cred că v-ați întors la muncă o parte dintre dumneavoastră, dintre parlamentari, și atunci nu pot să nu vă întreb cum au apărut deja aceste scandaluri. Vedem prima condiție pusă de PSD, și anume dacă PNL iese pe locul 3 la alegerile europarlamentare, se rupe coaliția. E foarte clar și îmi pare rău că trebuie să folosesc cuvântul ăsta, că PSD-ul se comportă într-un mod golănesc. Și am spus lucrul acesta și în interiorul partidului, că Partidul Social Democrat nu va fi loial unor principii stabilite în coaliție și că va mușca ori de câte ori va avea ocazia. Ei deja au început campania, din luna mai până luna decembrie vom fi într-o campanie continuă. PSD-ul are ca variantă, și am spus-o clar, ca și guvernare, ca și aleala guvernare, aurul din luna decembrie acestui an. Deci e clar că Partidul Național Liberal este în acest moment într-o situație complicată, pentru că a rămas cu acest partener neloial la guvernare și pentru că nu reușește să-și impună un mesaj liberal în actuala guvernare. Eu am spus și în decembrie că Partidul Național Liberal a trebuit să se despartă de PSD în această guvernare, să rămână singur la guvernare partidul nostru, Național Liberal. Sigur, conducerea restrânsă, președintele Ciucă, prin vicepreședinții, secretarul general au fost de altă părere. E clar că intrăm într-o perioadă complicată, pentru că în acest moment PSD-ul, inclusiv prin vocea lui Fred Flintstone, domnul Tudose, începe să atace Partidul Național Liberal și să îl pune într-o poziție proastă ca să iasă, de fapt, pe un loc prost la alegerile europarlamentare. Totuși, sigur, cu cine veți face coaliție, domnule Sighiartău? Că v-ați mai plâns de problemele pe care le aveați cu PSD și totuși PNL a rămas la guvernare cu PSD. Totuși, dacă PSD rupe coaliția cu dumneavoastră, cu liberalii, cu cine o să faceți coaliție? Vă întoarceți la USR pe care i-ați parașutat de la guvernare pe vremea când premier era Florin Câțu? Nu i-am parașutat. Știți foarte bine că ei au decis să părăsească guvernarea. Alianțe se pot face în acest an electoral. Au fost forțați, așa au spus de fiecare dată. Așa au spus ei, dar știți foarte bine că se putea înlocui ministrul de justiție la acea vreme și coaliția mergea înainte. E clar că se pot face niște alianțe în acest moment care pot fi și electorale cu partidele de dreapta, PMP, Forța Drepte și toate celelalte, susținând un candidat care are șanse reale să intre în turul 2. Păi Forța Dreptei, de exemplu, domnul Orban, fost liberal, fost premier al României, spune că oricum ar putea să scoată un scor mai bun decât PNL la alegerile europarlamentare, de exemplu. Sigur, este părerea dânsului. Va trebui să vedem ce se va întâmpla la europarlamentare. Cei care au luat deciziile în PNL va trebui să și răspundă dacă scorul este prost. Însă, discutând despre ceea ce a spus domnul Ciolacu, e clar că domnul Ciolacu își dorește un PNL mai mic. Dânsul vrea să candideze la alegerile prezidențiale. Visul dânsului este să ajungă în turul 2 cu George Simion, cu reprezentantul AUR, și să îl ia ca breloc, să spun așa, Partidul Național Liberal într-o alianță, vezi, Doamne, care să îl avantajeze pe dânsul. Sigur că s-ar putea să fie câțiva colegi din PNL care doresc acest lucru, să fie la mâna PSD-ului, însă sper eu să ne trezim cât mai repede, iar dacă lucrurile merg prost, sper ca PNL-ul să se trezească în perioada următoare și să ia decizia corectă, adică să scoată PSD-ul de la guvernare. Și vă mai spun un lucru, ce aș mai face eu? Eu cred că în această guvernare trebuie schimbată o parte din garnitura de miniștri, pentru că... La cine vă referiți? La domnul Boloș, cel care nu reușește să se impună? Nu vă dau nume,
o să le dau dacă e cazul în ședință de BPN, dar eu cred că trebuie să fie oameni care să-și impună o agendă liberală și să se lupte ca atare în acest guvern socialist, care, v-am spus, se conduce într-un mod golănesc de către... Am înțeles această idee, vă întrerup pentru că ați spus ceva foarte interesant mai devreme, și anume că cei care au greșit în această coaliție cu PSD din interiorul liberalilor ar trebui să răspundă. Vă referiți aici la Nicolae Ciucă, la cine vă referiți? Mă refer la grupul restrâns de conducere, pentru că nu numai Nicolae Ciucă a luat deciziile. Și uitați-vă ce se întâmplă în acest moment. Eu i-am atras atenția. Și pe cine puneți în loc, domnule Sighiartău, că v-ați decapitat toți președinții? Eu le-am atras atenția conducerii restrânse că PSD-știi nu sunt niște parteneri loiali și că la momentul oportun vor mușca. Uitați-vă ce se întâmplă cu Tudose. Tudose n-a început anul și a început să-l atace deja pe Nicolae Ciucă. Deci e foarte clar că ei în acest moment vor lucra la subminarea Partidului Național Liberal tocmai pentru a ajunge pe locul 3. Bun, pentru că revenim asta la domnul Marcel Boloș. Că PNL, dacă este pe locul 3, nu va mai fi luat în considerare pentru o guvernare. Asta, de fapt, vrea să arate domnul Ciolacu că e disponibil pentru o alianță cu AUR după alegerile parlamentare. Asta vrea să ne spună în acest moment Ciolacu. Cei de la PSD au spus în repetate rânduri că nu vor face alianță cu AUR. Și AUR-ul de asemenea a spus că PSD este singurul partid cu care nu ar face alianță după alegeri. O ultimă întrebare mai am pentru dumneavoastră, domnule. Nu vor crește și au crescut, deci nu ne putem lua. El a trecut de la fapte la vorbe. Deci... Problema cred că este a PNL, domnule Sighiartău, pentru că AUR-ul vă depășește pe dumneavoastră, cel puțin deocamdată așa arată sondajele. Totuși, mai am o întrebare legată de domnul Boloș, ultima mea întrebare, pentru că domnul Boloș ne-a zis foarte clar că după Bobotează vrea să ceară niște demiteri la ANAF și la Autoritatea Vamală, că mai multe persoane de acolo nu și-au făcut treaba, n-au adus încasări la bugetul de stat. Iată că, potrivit unor surse, Marcel Ciolacu se opune și spune așa: la fisc, cu siguranță o păstrăm pe actuala șefa ANAF, la Autoritatea Vamală mai vedem. Nu reușește domnul Boloș să se impună? Nu știu, va trebui să avem o discuție, să vedem... Pentru că știu că și domnul Ciolacu a avut ceva declarații de genul că tăiem în carne vie și schimbăm pe șefia ANAF, iar apoi s-a răzgândit. Va trebui să avem o discuție, să vedem exact pe cifre, pe dacă și-au îndeplinit obiectivele sau nu. Pentru că chestiunea cu ANAF-ul că nu încasează, știți foarte bine că este caducă. Toți miniștrii spun asta și cam toate guvernele au spus. Eu cred că în primul rând trebuie digitalizat ANAF-ul. Trebuie factura electronică să funcționeze, serverele să meargă, să se poată parcurge aceste proceduri, iar apoi sigur că ANAF-ul va încasa mai mult. Altfel, mulțumesc. Sunt multe discuții. Mulțumesc tare mult pentru intervenția dumneavoastră și pentru câteva declarații importante pe care le-ați făcut aici. Și anume, a fost în direct cu noi vicepreședintele Partidului Național Liberal, domnul Robert Sighiartău.